Academia de Navigație. Bine ați venit la o altă oră de curs, marinarilor. Se pare că mai mulți băieți au abandonat, dar cei mai buni au rămas. Nu mulți știu să aprecieze munca pe care o facem aici, cum ne pregătim pentru viitor. Locul acesta este mai avansat decât Academia de Zbor, condusă de Ace High. Nu înțeleg de ce este atât de popular printre eroi. Nu știu să aprecieze. Chiar și așa, trebuie să recrutăm mai mulți membri. Trebuie să fim pregătiți pentru bătăliile de pe mare. Dar, Jolly, nici măcar nu avem corabii. Nu este adevărat. Atunci, Stormbreaker ce e? Are câteva mici probleme cu mezeala, dar doar atât. Nu vă faceți griji. În curând veți avea toate corăbile la care ați visat. Vom naviga toate mările și vom ataca eroii cu corăbile noastre mari și tunurile puternice. Nu vor ști ce i-a lovit. Hai, no, m-a făcut să deraiez. Ce faci acolo, Airblades? Ai distrus jumătate din Academie. Plecile alea erau acoperișul? Oh, ai căzut într-un tomberon? Hai, ești rănit? Plecile astea putrezite m-au salvat. Nu vei scăpa de mine așa ușor. Hei, Sky Racers, nu poți zbura. Dar îți pot da lecții de aterizare. Nu voi tolera batjocura unui țăran ca tine! Noi vă învățăm și cum să acționați! Nu am timp să mă joc cu tine! Am un cer de patrulat! Pa! O să regreți asta când îmi vei vedea flota! Și ce faci cu bucata aia de gunoi? Gunoi? Asta este viitorul, bătrânule! Este un Sky Racer și poate zdrobi orice! Bătăliile aeriene sunt în trend acum! Bătălii aeriene? Cu un tren? Cu noul sistem de șine din orașul Kaboom poți traversa întreg orașul prin aer! Am copiat această tehnologie de la eroi și acum avem aerowagons care pot zbura și aceste turbojets! Wow, ce cool! Îmi cer scuze, Jolly Roger, dar cerul ne așteaptă! Sky Train! Sky Train! Sky Train! Cu viteză maximă înainte! Corăbile sunt mai mișto!